Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Jocurile iubirii, episoadele 64-67. Helin află de la Necmică ce Mal a fost căsătorit cu Asi și că copiii sunt ai lui. Mai mult, a văzut și casa pe care el a închiriat-o și își dă seama că vrea să o părăsească și să se împace cu Asi. Îi spune lui nedrept, iar ea îi povestește totul despre despărțirea și reîntâlnirea celor doi și cum a încercat să îi împiedice să se împace. Merg amândouă să o denunțe pe Asi, dar pe drum Helin se răzgândește pentru că ce mal ar aștepta-o pe Asi până ar fi eliberată, iar pe ea ar urâ-o. Vrea să-l facă să nu o mai iubiască pe Asi și îi spune lui Necmi să-l mintă că a ucis un bărbat din gelozie. Cemal se interesează la un prieten polițist și află că într-adevăr Asi este fugară. Între timp, nedrept cumpără casa pe care a închiriat-o Cemal ca să îi spulbere visele. Asi îi spune lui Meral că vrea să îi încredințeze copiii lui Cemal și să se predea pentru că nu vor putea să fie fugari toată viața. Cemal o rănește foarte tare când o acuză că l-a ucis pe Halil fără să asculte ce are ea de spus. Îi spune că a decăzut în ochii lui atât de tare că în sfârșit poate să-și o scoată din inimă, dar și că îi va lua custodia copiilor. Persoana care i-a fotografiat pe Raj și pe Meral sărutându-se a fost pusă de Zahide să-i urmărească. Când Zahide primește fotografia și îl confruntă pe Raj, el îi spune că vrea să divorțeze. Harun o concediază pe Meral și îl amenință pe Raj că îl va dezmoșten, dar nici asta nu-l oprește. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.